Bună ziua. Bună ziua și bine ați venit bine la găsit. Podcastul Clinicii Marfil. O clinică, după cum bine v-am menționat înainte de a veni, care își dorește a privi sportul din punct de vedere psihologic de data aceasta. Și vă mulțumesc din suflet că ați reușit să vă faceți timp să mă vizitați. Dacă îmi permiteți să vă tutuiesc, vă rog. Dragii mei privitori, îl avem alături pe domnul Petre Gașpar, un fost mare și talentat arbitru internațional. Astăzi, un om de mare valoare care și-a completat, pe lângă frumoasa viață sportivă și câteva calități umane, a terminat facultatea de teologie și este și un bun terapeut pe viața sportivă în zona în care sportivul nu-și dă seama că are nevoie de un ajutor extern. Nu reușește să treacă o anumită paradigmă a vieții. De ce mai am nevoie în plus pentru a trece de la un nivel la celălalt? Aș dori, domnul Gașpar, sau Petrică, dacă tot mi-ai permis să te tutuiesc, să te întreb câteva lucruri despre viața sportivă, dar din perspectiva psihologiei. Ce v-a atras la viața sportivă? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Ați fost foarte convingător când ne-ați povestit despre beneficiile platformei care o are clinica dumneavoastră. Sunt convins de utilitatea ei pentru sportiv, ingredientul lipsă de care poate să aibă nevoie un sportiv de performanță pentru a ajunge la parametrii maximi din punct de vedere psiho în pregătirea unei competiții. Este un lucru minunat ce faceți dumneavoastră aici și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Noi suntem onorați. Ce pot să vă spun că ne-a atras? În primul rând, toată lumea vede frumusețea sportului. E foarte important ca pe lângă frumusețea sportului să reușești tu ca sportiv să-ți creezi și frumusețea antrenamentului. Pentru că antrenamentul de cele mai multe ori este foarte greu și atunci tu să reușești să-ți pui în mintea ta că de fapt e frumos și ușor. Pentru că dacă tu spui că antrenamentul e greu, pentru că virul, dacă creierul tău spune că e greu și dacă tu creierul tău spune că e ușor, e ușor. Și atunci am realizat că asta faceți dumneavoastră, îi ajutați pe sportivi să creeze bucurie în antrenament, să facă un antrenament să pară ușor, să fie totul mult, mult mai simplu și mai eficient în viața lor. Mi-ar place, de exemplu, dacă s-ar putea să avem o rețetă al succesului, nu? În viața sportivă, cu siguranță știm că efortul, strădania, disciplina, sârguința, persuasiunea și așa mai departe sunt ingredientele necesare. Însă, cum credeți că ar trebui un sportiv educat sau, întrebarea care îmi place mie, ce ar trebui din punct de vedere emoțional, psihologic, să poarte în rucsacul lui din vremea adolescenței până către apogeul sau sfârșitul carierei? Este foarte bună întrebarea dumneavoastră și, așa cum îmi place mie să spun, cea mai bună metodă, e metoda care funcționează și așa cum am văzut în cadrul clinicii dumneavoastră, aveți specializare pe foarte multe metode terapeutice. Și sunt convins că aici sportivii vor găsi metoda care funcționează cu ghilimele de rigoare. Deci cred că metoda care funcționează depinde de la sportiv la sportiv. Nu știu, unii funcționează pe vorbă bună, alții funcționează pe biciuiți, alții funcționează pe un program liber ales cu antrenorul, alții funcționează pe verificat. Depinde de la sportiv la sportiv. E foarte important să reușești să-l citești și să aplici metoda care mi se potrivește fiecare individ în parte. Am înțeles de la renumiți sportivi din presă mai mult că viața extrasportivă
sau să zicem din afară sportului, viața din familie, din cuplu, unii sportivi sunt căsătoriți, sau viața din școală a adolescentului sportiv, influențează foarte mult starea lui de pregătire, modul în care își exprimă jocul sau, să presupunem, în competiția respectivă. Am putea noi să găsim formula astfel încât, să presupunem că un adolescent la școală nu are notele cele mai bune pentru că se dedică sportului, mai are și probleme grele de familie într-un mediu mai ostil. Cum am putea noi să-l ajutăm pe acest sportiv ca aceste probleme din școală și din familie să reprezinte o motivație în plus, astfel încât, unu, să nu reflecte în teren problemele din viața extrasportivă, dar să o și transformăm în motivație această energie pe care o are în afara terenului de sport. Aici cred că sunt doi factori care poate să-l ajute foarte mult pe sportivul respectiv. Unu, e antrenorul lui, în funcție de ce sport face, ori sport de echipă, ori sport individual. Și al doilea, nu știu, psihoterapeutul sau psihologul cu care lucrează, pentru că dânsul poate să facă diferența, să reușească să-l convingă că, virgulă, trebuie să muncească, trebuie să-și pune ordine în viața personală, trebuie să știe să-l convingă să dea afară balastul emoțional creat de problemele avute în familie, ca să aibă o viață sportivă cât mai lungă și cât mai lină, lipsită de accidentări, lipsite de conflicte cu coechipierii, lipsite de tot felul de probleme care pot să apară în cariera lui. Și atunci, cu cât antrenorul și psihoterapeutul sau psihologul care lucrează sunt mai dibaci, cu atât o să reușească mai ușor sportivul să transforme, să nu spunem, defectele, să dezavantajele în avantaje. Ca un ultim sprint pe bandă, aș dori să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră, ca arbitru, cu siguranță ați văzut multe echipe de fotbal și multe competiții. Însă, credeți că pe lângă capacitățile sportive, fizice și experiența dobândită în joc, ar trebui jucătorii aleși în anumite posturi și după caracterul lor, după personalitatea lor, sau doar după abilitățile, cum vă spuneam, fizice, constante, sau să presupunem că un vârf de atac ar trebui să fie un temperament mai coleric, iar un atacant să fie un evitant, un fundaș să fie un evitant, știu eu, o bandă stângă să fie un temperament mai vulcanic, mai... Credeți că ar avea influență în construirea echipei? Aici, profilul psihologic al fiecărui jucător? Cred că aici depinde foarte mult de capacitatea antrenorului de a colabora cu un psiholog sau cu un psihoterapeut, pentru că e clar că în primul rând trebuie să pună accent pe calitățile fizice, dar de multe ori o calitate fizică superioară poate să pălească în fața unei calități psihoemoționale mai bine antrenată sau mai bună. Și atunci cred că o colaborare între un antrenor și un psiholog sau un psihoterapeut sau o echipă de experți ar fi foarte, foarte utilă în construirea unei echipe, pentru că de multe ori valoarea individuală pălește în fața valorii de echipă, că să ai 11 jucători valoroși nu înseamnă să ai o echipă bună. Și foarte, foarte important, colaborarea între un antrenor din punct de vedere tactic cu o echipă de specialiști din punct de vedere emoțional, ca să construiască o echipă funcțională. Foarte frumos spus! Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Nu uitați, data viitoare avem un invitat special pentru dumneavoastră. Domn Petrică, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc și pentru privitorii mei, așa cum le-am spus dintotdeauna, mens sana in corpore sano. Mulțumim! La revedere!